Astăzi vorbim despre cărți de self-help. Așa fi. Da, m-am decis ca în sfârșit să răspund la rugămințile voastre și să vă dau recomandări de cărți de self-help, pentru că de foarte mult timp, de când am început eu să vorbesc despre cărți de self-help pe canalul ăsta, îmi spuneți, da, care sunt cele mai bune cărți de self-help pe care le recomanzi tu? Care sunt cărțile alea de self-help care te-au ajutat? Care sunt cărțile alea de self-help pe care trebuie să le citesc? Și în ciuda faptului că vorbesc cu voi în privat și vă spun și vă povestesc și încerc să discut cu voi, întrebările au început să se înmulțească și deja nu mai pot să țin pasul cu ele și mă gândesc că ar fi util să facem un clip și am zis să fie prima parte asta, pentru că aș avea multe cărți să vă recomand din astea, din sfera de self-help, dar m-am oprit asupra a 5 cărți care cred eu că sunt foarte utile și care cred că sunt actuale și care cred că vă ajută foarte mult și dacă vă place partea asta, poate facem și eu partea a doua și a treia și așa mai departe, că avem de unde, avem material suficient. Acum, eu știu că pe canalul meu am o mulțime de femei inteligente, femei care vor să se dezvolte, femei care vor să crească și să evolueze. Dar înainte de asta, hai să povestim puțin despre ce înseamnă cărți de self-help, pentru că noțiunea asta a plecat de la un anumit concept inventat undeva prin anii 60, așa, 50-60 a început toată povestea asta, chiar și mai devreme, dar să zicem anii 50 și după aceea s-a tot dezvoltat și a ajuns să fie acum o struțocămilă în care găsim la noțiunea de self-help foarte multe lucruri, inclusiv chestii legate de hobby-uri și dezvoltarea unor pasiuni și așa mai departe. Dar pentru mine, cel puțin, ideea de self-help sau carte de self-help este acea carte către care mă îndrept sau în care găsesc informații despre dezvoltarea personală. Și când spun dezvoltarea personală, mă refer la cum să progresez eu ca om. În primul rând, mintea mea cum să progreseze, apoi cum să progresez eu, ce să fac, care sunt acțiunile, cum trebuie să gândesc, ce trebuie să fac, care sunt pașii pe care trebuie să-i fac. Acum, fiecare poate să înțeleagă prin carte de self-help ce dorește, pentru că v-am zis, noțiunea a devenit atât de largă și atât de vastă, dar eu am plecat de la cărțile care m-au ridicat în perioada în care eram în depresie. Și cumva de acolo am început să tot construiesc, adică pe cărțile alea care vorbeau despre atitudine, despre comportament și despre cum să te uiți la viață și lucruri pe care să le faci, am început să pun cărămidă cu cărămidă sau carte cu carte, dacă vreți, și am început să ajung la cărți care te ajută să te dezvolți din punct de vedere al business-ului, te ajută să te dezvolți din punct de vedere economic, te ajută să te dezvolți din punct de vedere social, adică pot trata și anumite probleme punctuale, să spunem. Repet, nu este greșit nicio variantă, nici cealaltă, nu este greșit. Important este să găsiți acea sferă sau acea filieră de self-help care să vi se potrivească vouă. Și pentru astăzi, fiind primul clip și fiind debutul unei miniserii, să zicem așa, cu cărți de self-help, m-am decis să încep cu una din cărțile pe care de altfel eu nu am citit-o la vremea respectivă, dar care m-a ajutat foarte mult și vorbesc despre The Secret. Prima dată am văzut documentarul și dacă vă plictisește cititul, vă recomand să vedeți documentarul în cazul în care nu l-ați văzut până acum. Dar după două ce am văzut documentarul de vreo 35 de triliarde de ori, am cumpărat și cartea și am citit-o. Cartea în sine este o carte foarte frumoasă, adică arată foarte bine, dar este practic documentarul înscris, da? Este exact documentarul înscris. M-a ajutat să am și cartea în mod fizic, să o am la mine, în fața ochilor. Dacă vreți voi doar să vă uitați la documentar, este la fel de ok, n-am nicio problemă, dar eu mizez totuși către a citi mai mult. Ups! Stați așa, că am găsit
Las că am găsit aici, my family, hello, și niște bonuri. Da, eu am tot felul de lucruri prin cărți, deci se întâmplă. Așa, și ca paranteză, că dacă tot nu am găsit poza asta, ca să vedeți, am găsit o poză cu bunicul meu, despre care v-am tot vorbit eu, dacă vă aduceți aminte în vlogul mai vechi, care e bunicul meu, ăsta de aici, din partea asta, este bunicul meu, cine e mama? Lângă el este mama, aici, lângă mama, în mijloc, este bunica mea, adică soția bunicului, și lângă ea este unchiul meu, fratele mamei mele. Asta dacă vă interesează. Știu că nu făcea obiectul clipului ăstuia, dar ca idee, ca paranteză, că tot am găsit poza. Vă recomand să citiți cartea asta, în mod special dacă sunteți într-o perioadă foarte grea, în care vi se pare că nimic nu merge, în care vi se pare că aveți numai probleme, în care vi se pare că viața voastră merge pe un făgaș total negativ. Dacă sunteți într-o perioadă în care totul e rău și nimic nu e bine, dacă sunteți depresivi, dacă aveți probleme de familie, dacă aveți probleme cu oamenii din jurul vostru, dacă vă simțiți rău pur și simplu și nu știți de ce, eu vă recomand să citiți cartea asta, pentru că este genul ăla de carte care te face să înțelegi că felul în care gândești tu, felul în care concepi lucrurile în mintea ta, se reflectă în realitatea pe care o trăiești. Și îți explică pas cu pas ce se întâmplă și de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă și cum se întâmplă lucrurile astea și cum atragem lucruri. Este vorba despre legea atracției, despre care cred că toată lumea a auzit. Știu că există controversa aia cu există, nu există legea atracției. Eu v-am mai explicat într-un clip mai vechi că este vorba de magnetism pur și simplu, că noi suntem niște magneți, exact cum sunt magneții din metal pe care iei și îi pui pe lângă metale, la fel suntem și noi. Și fie că credeți în asta sau nu credeți, există legea atracției, pentru că suntem niște magneți vii. Nu este singura lege universală, nu este singura lege din universul ăsta care există și care ne influențează viața. Din păcate, cartea la un moment dat îți dă impresia că este vorba de singura lege. Asta e singura lege pe care o trebuie să o știi și într-un fel nu e rău, adică e ok dacă crezi așa, dar mai sunt și alte legi universale similare cu legea atracției. Dar, repet, este o carte foarte bună de citit dacă sunteți într-o perioada în care nu știți ce faci, ce să faceți cu viața voastră, dacă nu știți ce vreți de la viață, dacă aveți o perioadă proastă, o pasă proastă, dacă vă simțiți rău, dacă, nu știu, orice credeți voi că merge rău în viața voastră și nu vă simțiți bine, e o carte pe care să o citiți, pentru că vă schimbă moralul, vă schimbă perspectiva, vă schimbă felul în care gândiți, vă face să înțelegeți de ce vi se întâmplă toate lucrurile astea și cum să le schimbați, cum să evitați toată treaba asta. Bun. Apoi, a doua carte este Regula de 5 secunde a lui Mel Robbins sau The 5 Second Rule în engleză, de Mel Robbins, despre care m-ați mai auzit vorbind cel puțin de un milion de ori, de când a apărut, eu am citit-o, ia uitați, am și aici un bilet de autobuz. V-am zis că prin cărțile mele găsiți o grămadă de lucruri. Câteodată mai găsesc și bani. Nu prea mai ascund bani în cărți, dar aveam o perioadă în care ascundeam bani în cărți. Încă mai aștept să mai găsesc bani în cărți de multe ori. Da, regula de 5 secunde nu este regula aia cu mi-a căzut ceva jos și dacă iau un 5 secunde de jos, nu se umple de bacterii. Este vorba despre regula de 5 secunde. Sunt acele 5 secunde pe care tu le ai la dispoziție de la momentul la care ai emis o idee către o acțiune. Să spre exemplu, eu vreau să filmez, da? Am 5 secunde la dispoziție înainte ca creierul meu să vină să-mi zică: a, păi nu filma astăzi, că n-ai lumina bună, a, nu e ok, a, n-am chef, știți? Înainte să vină
creierul nostru sau să vină obișnuința noastră, spună cuvântul și să înceapă să ne insereze idei. Despre asta ar fi vorba și ea explică cum, folosindu-te de regula asta de 5 secunde, poți să faci o mulțime de lucruri. Spre exemplu, poți să faci toate lucrurile pe care n-ai chef să le faci. Poți să faci lucruri pe care le amâni. Îți explică de ce amâni. Există o întreagă teorie la nivel mental despre amânat, despre acel procrastination și de ce amânăm lucruri. Și îți explică în detaliu chestia asta în baza unor studii, în baza unor lucruri foarte, foarte utile. Ce îmi place mult de tot la cartea asta că este că nu e genul ăla de carte de self-help care îți vinde gogoși, care îți vinde o teorie și sună bine, dar nu poți să aplici. Nu, este o carte foarte practică pe care o poți aplica practic foarte, foarte ușor și care te face să înțelegi anumite mecanisme mentale la care noi recurgem, practic ca să ne dăm cu ciocanul în picior sau să mergem mai departe. Și Mel Robbins vine să îți explice cum funcționează toate aceste procese mentale, cum să le eviți, cum să-ți păcălești mintea, pentru că mintea noastră, pe cât este de glorioasă și de magnifică și de frumoasă, pe atât de tare ne și pune piedici. Mintea noastră este acel gen de instrument care poate să lucreze excepțional de bine în favoarea noastră atunci când îl punem la lucru în favoarea noastră, dar care, lăsat liber, poate să ne controleze viața și să ne facă să ne ducem într-o zonă în care simțim că altcineva ne guvernează viața. Și dacă suferiți de anxietate, de panică, de frică, de atacuri de panică și așa mai departe, știți despre ce vorbesc, adică vă este cunoscută treaba asta. Eu v-am zis, am fost anxioasă toată viața mea și știu cum e sentimentul ăla. Am senzația că mintea mea este controlată de altcineva și că eu nu am control de multe ori asupra minții mele. Ei, exact asta încearcă Mel Robbins să-ți explice în cartea asta. Cum să întorci tot procesul ăsta, cum să faci să lucreze pentru tine și toate lucrurile astea sunt în baza unor studii, adică nu sunt cretinități pe care începe ea să le înșire pe foaie doar ca să vândă o carte, ci sunt niște studii și niște cercetări pe care le-a adunat și niște informații pe care le-a adunat de la specialiști și de la oameni, de la cercetători cu reputație, astfel încât să te facă să înțelegi ce e regula de 5 secunde și cum funcționează creierul și cum poți să te folosești de regula de 5 secunde. Bun. Foarte, foarte bună cartea și foarte practică de altfel. Adică, nu, v-am zis, nu e genul ăla de BS pe care îl citești și zici, da, bine, frate, poftim, mulțumesc, teorie știu și eu, da, hai să facem și ceva practic, da? Este o carte pe care chiar poți să o aplici în viața ta și să știți că eu am aplicat-o și chiar am văzut rezultate în urma aplicării ei și chiar m-a ajutat foarte mult și mă ajută. De altfel, toate 5 cărțile pe care le-am aici, toate le-am aplicat până la ora actuală în viața mea și mă folosesc de ceea ce au scris în ele autorii și am văzut că sunt practice și sunt utile, că altfel nu le-aș fi recomandat. A treia carte și probabil preferata mea dintre toate este cartea pe care o iubesc cel mai mult, este una din cărțile mele preferate ever. Cred că trebuie să îmi recumpăr o copie nouă, pentru că pe asta sracă am distrus-o. Am și câteva, vedeți aici, am câteva stegulețe din astea puse, pentru că, da, sunt anumite pasaje pe care vreau să le... după cum vedeți, mi-am colorat pagini întregi din cartea asta. E ceva pe copertă, nu știu, că s-a plimbat foarte mult cartea asta cu mine și este ceva pe ea. Nu știu ce să zic, dar da, este vorba despre Lecții de magie de Elizabeth Gilbert sau, dacă vreți în engleză, Big Magic, tot de Elizabeth Gilbert. Așa, Elizabeth Gilbert este cea care a scris, Eat, Pray, Love. S-ar putea ca multe dintre voi să știți cartea aia. Cartea aia pe mine nu prea m-a atras, adică am început să o citesc la un moment dat și am lăsat-o baltă că nu prea m-a atras la început, adică nu știu cum e până la final, dar
cu siguranță nu e ca asta. Dacă nu v-a plăcut Eat, Pray, Love, eu zic să nu o judecați pe asta după Eat, Pray, Love, pentru că este altceva. Cartea asta vorbește despre acel impuls creativ pe care îl avem toți. Noi suntem condiționați de societatea actuală să credem că numai anumite persoane sunt talentate, numai anumite persoane pot crea lucruri frumoase, numai anumite persoane pot avea înclinații artistice, numai anumite persoane pot avea anumite hobby-uri din astea deosebite și că restul, care nu sunt atinși de Dumnezeu și nu sunt speciali, trebuie doar să se conformeze, să muncească un job banal de la 9 la 5 sau să își deteste cariera. Ea vine și îți explică cum de fapt nu e așa, cum de fapt toți avem o latură creativă prin esența noastră, prin felul în care am fost creați de Dumnezeu, Univers sau cine vreți voi să credeți, prin felul în care am fost noi creați. Avem o parte practică a noastră, dar avem și o parte creativă și poate că da, nu toți ieșim niște artiști străluciți, nu toți ieșim niște Mozart, niște Beethoven extraordinari ai universului ăstuia, nu toți vom fi pictori de renume, nu toți vom fi scriitori de renume și nu toți vom fi la nivel artistic vorbind apreciați în întreaga lume, însă cu toții avem o parte artistică pe care putem să o dezvoltăm și de care de fapt avem nevoie să o dezvoltăm în ciuda faptului că realitatea noastră, prezentul nostru este în altă parte. Spre exemplu, eu, Nicoleta Stănciu, că pot să am un job de la 9 la 5, pot să muncesc, pot să fac nu știu ce, dar asta nu mă împiedică pe mine să pictez, spre exemplu, da? Adică, chiar dacă poate n-am să devin recunoscută în lumea asta, nu mă împiedică nimic să pictez și să faptul că pictez să mă facă să mă simt bine. Deci, în primul rând, că îți deschide apetitul sau îți deschide mintea către ideea asta că toți avem o latură din asta artistică, poate că latura ta artistică nu este în pictat, nu este în muzică, nu este în dans, nu este în, nu știu, desenat, nu este în chestii din astea pe care le numim artă, în mod clasic. Poate că, uite, spre exemplu, latura ta artistică, cum povestea aia de taicăsu, este să ai o fermă de capre și asta este pasiunea ta și cu asta te ocupi în afară de ceea ce faci tu în mod normal. Da, taicăsu, pasiunea tasu era să aibă o fermă de capre și asta și-a dorit toată viața și până la urmă și-a făcut o fermă de capre și asta îl făcea să se simtă împlinit. Și mai duce ideea că nu trebuie să faci absolut totul pentru bani sau în momentul în care ai o trăsătură din asta artistică, nu trebuie neapărat să scoți bani din treaba asta, pentru că v-am zis de atâtea ori că mă enervează cumplit întrebarea aia sau conceptul ăla, da, tu faci bani din YouTube, da, tu faci bani din blogging, dar de ce nu faci bani? Dar cum să faci ceva dacă nu faci bani? Adică ea vorbește exact pe dos de oamenii care gândesc așa, pentru că poți să ai o latură artistică, poți să faci ceva doar de plăcerea de a face, doar pentru că îți place, doar pentru că vrei tu să faci lucrurile ăla, doar pentru că te face să te simți bine și te face să te simți împlinit. Este o carte absolut superbă din punctul meu de vedere, foarte frumos scrisă, vorbește despre inspirație, îmi place atât de mult partea aia în care vorbește despre inspirație și mă identific foarte mult cu un episod pe care îl povestește legat de inspirație, cum inspirația o tratează ca pe o persoană care vine la tine în vizită și te bagă în seamă, vorbește cu tine și dacă tu nu o bagi în seamă, pleacă și tot așa, știți? Adică, cumva îi oferă o personalitate așa inspirației și e foarte interesant. Vă recomand să o citiți cu mare, mare drag cartea asta pentru că o să vă deschidă mintea foarte mult. Bine, trebuie să și fi deschis la așa ceva, pentru că sunt mulți oameni care citesc și zic, e o porcărie. Trebuie să fi și deschis către a citi lucruri care să te ajute, care să îți spună idei cu care tu nu ești în mod deosebit de acord. Înțelegeți? Adică, poate că mulți dintre voi nu rezonați cu chestia asta și mulți credeți că nu trebuie să fii înzestrat de divinitate ca să te pictezi.
Eu spre una, spre exemplu, nu cred că trebuie neapărat să fie imunul de stradă divinitate ca să pictez. Prin urmare, mă și apuc să mă zgălesc pe acolo, dar asta nu înseamnă că chiar o să devin un Van Gogh. Ci pur și simplu că încerc să fac în bucățica mea ce îmi place. Asta e ideea, da? Poate că mulți nu sunteți deschiși către treaba asta, dar cumva cartea asta încearcă să vă prezinte și faptul că n-ar strica să fiți deschiși sau n-ar strica să vedeți lucrurile din altă perspectivă în materie de inspirație, de creație. Da, e foarte frumoasă cartea și vă recomand să o citiți. Apoi, ultimele două cărți sunt intrate recent în topul favoritelor mele de self-help pentru că le-am descoperit recent și deși n-am avut un timp foarte mult să n-am avut un timp foarte îndelungat să petrec cu ele, îmi plac ce mesajul lor. Iarăși, o carte de self-help care îți zice lucrurile cam cum stau ele și nu te învălui așa într-un discurs din ăla foarte plăcut, care sună bine urechii, dar care nu este deloc practic, este asta, Arta subtilă a nepăsării, care v-am zis eu că îți vorbește foarte mult despre perspectiva în care trebuie să tratezi problemele. Pentru că noi suntem obișnuiți să tratăm orice problemă sau orice lucru care nu coincide cu planurile noastre, suntem obișnuiți să-l tratăm ca pe o tragedie. Facem o tragedie din absolut tot și în cazul în care nu știți, suntem în secolul dramatismului. Trăim în secolul în care totul se dramatizează, totul este dramatic, totul este o tragedie, indiferent că ți s-a rupt o unghie, indiferent că a căzut o frunză de pe un pom, indiferent că s-a întâmplat, Doamne ferește, un atentat. Totul, dar absolut totul în secolul ăsta este o tragedie și, din păcate, este un mod extrem de nesănătos de a privi lucrurile, pentru că nu ne face deloc bine. În primul rând, genul ăsta de mentalitate te împiedică tot așa să progresezi, pentru că atunci când te gândești că totul merge rău și e rău și nu e bine, nu faci nimic în sensul ăla, nu progresezi, nu faci nimic pentru a-ți fi mai bine, nu faci nimic pentru a merge mai departe. În momentul în care zici, ok, asta e o problemă, o atac în felul ăsta, fac asta și asta și asta, astea sunt soluțiile pe care le văd, ia hai să mai caut și alte soluții, poate merge altfel. În momentul în care ai o gândire oarecum strategică, să spunem, în ceea ce privește problemele, nu o să mai dramatizezi atât de tare, asta odată. Și în al doilea rând, vei avea mare grijă la atitudinea pe care o ai, o să-ți mai petreci atât de mult timp lamentându-te, că de fapt arta subtilă a nepăsării este să nu-ți mai pese atât de tare de toate nimicurile care se întâmplă și pe care noi le băgăm în seamă și le dramatizăm și le dăm atâta importanță, când de fapt ar trebui să ne concentrăm atenția în altă parte. Ar trebui să nu ne mai pese atât de mult de oameni pe care îi ținem prin jurul nostru doar de conveniență, de dragul de a fi în jurul nostru. Ar trebui să nu ne mai pese atât de mult de circumstanțe, ar trebui să nu ne mai pese atât de mult de oameni de la ghișee care stau în cale și așa mai departe. Sunt tot felul de scenarii din astea în care nepăsarea se poate transforma într-un instrument foarte plăcut și foarte util, de fapt, pentru noi. Da, este o carte, v-am zis, care nu te învăluie în discursul ăla cu statul în fața oglinzii și spusul de cuvinte frumoase și stai și așteaptă să spice din cer nu știu ce și tot așa. Deci nu este genul ăla de carte și sunt absolut sătulă de astfel de cărți. Este o carte care este foarte cinică, care este foarte directă și care îți spune cam cum stă treaba și de asta îmi place foarte tare și chiar vă recomand să o citiți, că cu siguranță veți avea lucruri pe care să le extrageți pozitive din cartea asta. A doua carte, v-am zis că este tot așa recentă intrată în topul favoritelor mele, este asta, ABC-ul Psihopatului 2. Încă nu m-am apucat de numărul 1, de ABC-ul Psihopatului 1. Și este tot o carte din asta de self-help, tot așa cumva cinică ca și cea alaltă cu cartea subtilă a nepăsării, doar că asta
nu este atât de dură limbaj, ci mai degrabă merge pe un limbaj mai soft, mai amuzant, da? Se folosește mai degrabă de factorul amuzant și o să găsiți aici tot felul de scenarii, tot felul de concepte povestite în niște mici povestioare simpatice, care sunt extrem de amuzante, dar care îți subliniază un anumit comportament, o anumită trăsătură, te fac să înțelegi despre relaționarea interumană, foarte mult vorbesc despre despre productivitate, despre felul în care gândești, despre felul în care te percepi, despre time management, despre foarte multe lucruri foarte utile, le găsiți dezbătute în cartea asta, dar într-un limbaj vesel, într-un limbaj nonșalant, într-un limbaj haios, într-un limbaj care te face să te simți bine, nu, iarăși nu este genul de limbaj care să te facă să te simți prost. Ca de exemplu, uitați, un lucru foarte interesant aici este, dezbate râsul. Cum să depistezi un râs fals de un râs sincer, da? Și aș vrea să-mi spuneți voi, așa, din perspectiva voastră, care credeți că este din astea, care credeți că este râs fals și care este real, da? Din figura asta și asta, asta din dreapta sau asta din stânga? Vorbim la cum mă uit eu, la cum stau eu, da? Și aș vrea să-mi spune, să vedem dacă vă dați seama. Ia, să apropii mai mult. Să vede? Vede ceva? Sau nu sunt vede? Așa. Deci, sunt foarte multe elemente din astea pe care le discută. De ce să ai încredere în tine? De ce să te comporți într-un anumit fel în funcție de context? De ce să te îmbraci corespunzătorul unui an. Până și ei vorbesc despre felul în care te îmbraci. Vedeți? Nu va câmpi degeaba pe aici. Așa. Vorbesc despre foarte multe lucruri care vă sunt utile și foarte... despre multe lucruri legate de percepție, despre cum gândim noi ca oameni. Unul este doctor, dacă mă refer doctor, mă refer că are titlul de doctor, nu e că este medic, și celălalt a fost în forțele speciale britanice și de acolo din trainingurile de acolo a extras multe lucruri pe care le-a inserat și în cartea asta. Este o carte foarte haioasă și foarte bună de citit, mai ales dacă lucrați mult cu publicul, dacă interacționați foarte mult cu oamenii, o să vă ajute foarte mult cartea asta. Bun, și cam asta ar fi seria de 5 cărți de self-help pe care eu le consider foarte utile, foarte importante de citit. Spuneți-mi dacă ați citit cărțile astea, dacă vă plac, dacă vreți să mai facem astfel de clipuri, dacă vreți să vă mai dau astfel de recomandări. Și de asemenea, dacă voi aveți recomandări de cărți de self-help bune care v-au ajutat și în urma cărora ați extras lucruri foarte bune pe care să le inserați în viața voastră, în rutina voastră, spuneți-mi că sunt foarte curioasă să știu și ne ajută pe toți, desigur. Dați un like și un share la clipul ăsta, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, veniți și pe Instagram că vorbesc în fiecare zi cu voi. Nu uitați că postez în fiecare zi cu un număr impar, martie, da? Deci odată la două zile postez în luna martie, avem iarăși seria asta frumoasă de 16 clipuri în luna martie și vă aștept. Și numai bine că mi s-a terminat bateria exact când mai avem două fraze de zis. Vă aștept să fiți cu bine pe parcursul acestei serii. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao. Așa fi.